Capitolul 11. Sună alarma cronometrului. Am pus-o la două ore. Tocmai ai ajuns la zero. Clipesc de câteva ori. Plutesc în poziția fetusului în camera de comandă. Nici măcar n-am ajuns în dormitor. Nu sunt odihnit deloc. Fiecare por din ființa mea țipă la mine să mă întorc la somn, dar i-am promis lui Rocky că mă întorc în două ore și n-aș vrea să creadă că oamenii nu sunt de încredere. Adică suntem destul de neserioși, dar nu vreau să știe asta. Îmi târăsc picioarele. Se poate să-ți târăști picioarele la 0G? Eu zic că da, prin ecluză. Rocky este acolo și mă așteaptă în tunel. A fost ocupat în lipsa mea. Acum sunt tot felul de lucruri acolo. Ceasul eridian continuă să ticăie, acum montat pe unul din stâlpii grilajului. Dar și mai interesantă pentru mine este cutia care a fost adăugată la peretele despărțitor. Este un cub cu latura de un picior și iese în afară, în jumătatea mea de tunel. Este făcut din același xenonit transparent ca restul peretelui. Pe partea lui Rocky, cutia are o ușă panou dreaptă cu o margine de xenonit opacă. De asemenea, există o gaură pătrată cu o conductă pătrată perfect potrivită care iese din cutie. Pe conductă lângă cutie există niște. comenzi? Butoane poate? Un fir care iese din cutia de comandă se târăște de-a lungul conductei, dispărând în carcasă odată cu aceasta. Între timp, pe partea mea de cup se află un mâner cam de aceeași formă cu mânerul de pe propria ecluză. Și acesta este atașat la un panou pătrat, la fel cum este cel de pe partea lui Rocky, și. E o ecluză, exclam! Ai făcut o ecluză în tunelul nostru dintre ecluze! Sclipitor! Pur și simplu sclipitor! Și eu și Rocky avem acces la ea. El poate să controleze aerul din cămăruța aceea prin intermediul conductei misterioase care probabil conduce către niște pompe sau altceva din semnala, iar butoanele acelea sau ce fi sunt comenzile. Și uite așa avem cum să transferăm lucruri între noi. Fluturi din mâini. Flutură și el. Hmm. Din nou cu pătratul panouri plate. Cine face o ecluză pătrată? mai ales una destinată să reziste presiunii atmosferice eridiene. Chiar și conducta care deservește miniecluza este pătrată. Știu că pot să producă xenonit rotund. Cilindrii pe care mi-a trimis când ne-am întâlnit prima oară erau rotunzi. Tunelul acesta este rotund. Poate că mă gândesc prea mult la asta. Xenonitul este dur, deci nu trebuie să-l modelez cu grijă în vase de presiune. Panourile plate sunt probabil mai lezne de confecționat. Asta e excelent. Ridic un deget. Îmi imită gestul. Zbor jos în laborator și-nhaț o ruletă. Mi-a arătat o unitate pentru timp, o să-i arăt o unitate pentru lungime. Ruleta este metrică, slavă Domnului. Și așa o să fie destul de derutant să folosesc secundele eridiene în bază șase. Ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să aduc în discuție unitățile imperiale, chiar dacă pentru mine sunt ceva obișnuit. Revin în tunel. Ridic ruleta. Trag nițel de ea, apoi o eliberez și se retrage. Repet procesul de câteva ori. Flutură din mâini. Arăt spre ecluza pătrată și flutură din nou din mâini. Sper că asta înseamnă că înăuntru nu-s 29 de atmosfere de amoniac în momentul ăsta. Presupun că o să aflăm. Uh... Răsucesc mânerul și deschid ușa mea. Se balansează înspre mine cu ușurință. Nu explodează nimic. De fapt, nici măcar nu miroase amoniac. Și nici vid nu e înăuntru. N-aș fi putut să deschid ușa dacă ar fi fost. Rocky a setat spațiul exact la atmosfera mea. Frumos din partea lui. Pun ruleta cam în mijlocul cutiei și o las să plutească acolo. Închid ușa și răsucesc mânerul. Rochi apasă un buton de pe comenzi și aud un flam urmat de un șuierat continuu. Din conductă năvălește un gaz cețos. Amoniac probabil. Ruleta țopă e înăuntru. Împinsă de colo până colo ca o frunză în vânt. În curând șuieratul se reduce la un susur. Și atunci îmi dau seama de greșeala pe care am făcut-o. Ruleta este una din acele zdravene construcții care sunt făcute din metal cu punctele de prindere din cauciuc solid. Chestia e că iridienilor le place atmosfera fierbinte. Cât de fierbinte? Nu știu cu siguranță, dar acum e clar că mai fierbinte decât punctul de topire al cauciucului de pe ruletă. Picătura de cauciuc lichid se ondulează pe ruletă și se lipește de ea din cauza tensiunii superficiale. Rocky deschide ușa și ia cu grijă cadoul meu apucându-l de partea din metal. Măcar aia este încă solidă. Cred că este făcută din aluminiu. E bine de știut că aerul eridian nu este atât de fierbinte încât să-l topească și pe acela. Când Rocky trage ruleta spre el, picătura de cauciuc se dezlipește de pe ea și plutește în partea lui de tub. Eridianul o împunge cu degetul, iar picătura îi se lipește de clește o scutură de pe deget fără mare dificultate. Evident, temperatura nu îl deranjează. Presupun că nu este nicio diferență față de felul în care ne-am scuturat noi apa de pe mână. În atmosfera mea cauciucul atât de fierbinte ar arde. Ar exista și tot felul de gaze neplăcute otrăvitoare care ar ieși din el. Dar pe partea de perete a lui Rochi nu există oxigen. Așa încât cauciucul pur și simplu rămâne lichid. Plutește pe lângă peretele tunelului și se lipește de el. Ridic din numeri către extraterestru. Poate că o să înțeleagă că înseamnă îmi pare rău. Ridică și el din numeri într-un fel, doar că o face cu toți cinci umerii. Arată ciudat și nu știu dacă a înțeles ce voiam să zic. Trage puțin de banda, apoi o lasă să se retragă. Este evident surprins chiar dacă ar fi trebuit să-și dea seama că o să se întâmple o scoate cu totul și o lasă să ruleze la loc în fața lui. O prinde și trage din nou de ea. Și din nou. Și din nou. Da, e nostim, zic. Dar uită-te la marcaje. Ăia sunt centimetri. Centimetri. Data următoare când trage de bandă îi fac semn către ea. Uite. Continuă să o tragă înainte și înapoi. Nu văd niciun semn că-i pasă de ce scrie pe ea. Uf, ridic un deget. Mă duc în laborator și iau o altă ruletă. Este un laborator bine dotat și nicio misiune spațială n-ar fi completă fără redundanțe. Mă întorc în tunel. Rocky continuă să se joace cu ruleta. Acum chiar că se distrează. Trage banda afară cât de mult poate, ceea ce înseamnă cam un metru, apoi dă drumul și benzii și ruletei în același timp. Reculul rezultat și retragerea benzii fac ruleta să se învârtească nebunește în fața lui. Spune. Sunt destul de sigur că ăla a fost un de veselie. Uite, uite-i spun. Rochi, Rochi, alo! În cele din urmă încetează să se amuze cu jucăria improvizată. Trag niște bandă afară din ruleta, apoi îi arăt în semnele. Uite aici! Vezi astea? Trage și el de banda lui cam la aceeași distanță. Văd că marcajele de pe ea sunt în continuare acolo. Nu s-au copt în căldura eridiană sau așa ceva. Care este problema? Arăt spre linia de un centimetru. Uite, un centimetru, linia asta. Aici spun lovind linia de mai multe ori. Rochi ține banda cu două mâini și o lovește cu a treia. Își potrivește tempoul după al meu, dar nu e nici pe departe lângă marcajul de un centimetru. Aici lovesc banda mai tare. Ești orb? Fac o pauză. Stai! Ești orb? Rochi mai lovește banda de câteva ori. Mereu am presupus că are ochi undeva și că nu-i recunosc. Dar dacă nu are deloc ochi? Ecluza de pe semnal A era întunecată, iar Rochi nu avea nicio problemă cu asta așa că am presupus că vedem frecvențe ale luminii pe care eu nu le pot vedea. Dar ruleta are banda albă cu marcaje negre pe ea. Orice vedere în orice spectru ar trebui să discearnă negrul pe alb. Negrul este absența luminii, iar albul toate frecvențele reflectate în mod egal. Stai așa, asta n-are sens. Știe ce fac. Îmi imită gesturile. Dacă nu vede, cum își poate citi ceasul? Cum își poate citi propriul ceas? Hmm, ceasul lui are numere groase, cam cât o optime de inci. Și acum că mă gândesc, chiar a avut niște probleme cu ceasul meu. Mi-a cerut să-l lipesc de peretele despărțitor. Când plutea la un inci distanță s-a supărat. Nu era suficient să fie aproape de separator. Trebuia să-l atingă. Sunet zic? Vezi prin sunete? ar avea sens. Oamenii folosesc undele electromagnetice ca să înțeleagă spațiul tridimensional. Deci de ce n-ar folosi o altă specie undele sonore? E același principiu și-l avem și pe pământ. Liliecii și delfinii folosesc ecolocația pentru a vedea prin sunete. Poate că eridienii au capacitatea aceea, dar pe steroizi. Spre deosebire de lilieci și delfini, eridienii au un sonar pasiv. Folosesc unde sonore ambientale pentru a-și descoperi mediul, în loc să scoată sunete specifice pentru a urmări prada. Este doar o teorie, dar corespunde datelor. De asta, cifrele de pe ceasul lui sunt groase, pentru că sonarul lui nu percepe lucruri care sunt prea subțiri. Ceasul meu a fost o provocare pentru el. Nu poate să vadă cerneala, dar limbile sunt obiecte solide. Așa că a știut de ele. Dar când toată povestea este încastrată în plastic, îmi dau o palmă peste frunte. De asta ai avut nevoie să lipesc ceasul de perete. Trebuia ca undele sonore care se lovesc de el să ajungă mai ușor la tine. Și ruleta pe care tocmai ți-am dat-o e inutilă. Nu poți să vezi deloc cerneala. Se mai joacă nițel cu ruleta. Ridic un deget. Este mai concentrat pe jucăria ruletă, dar îmi întoarce absent gestul cu una dintre mâinile de rezervă. Zbor înapoi în navă prin camera de comandă și în laborator. Înhaț o șurubelniță și mă îndrept mai departe spre dormitor. Detașez un panou de stocare de pe podea. O foaie simplă de aluminiu cu grosimea de poate un inch cu colțurile rotunjite ca să nu ne tăiem. Puternică, durabilă și ușoară perfectă pentru călătoriile spațiale. Zbor înapoi în tunel. Rocky a răsucit un capăt al benzii de după unul dintre mânerele de pe tunelul lui și l-a legat într-un soi de nod brut. Atârnă de rolă cu o mână și le folosește pe celelalte ca să se cațere cu spatele de-a lungul barelor. Hei, zic ridicând mâna. Hei, se oprește o clipă din joaca lui cu ruleta. Ridic două degete. Rocky ridică și el două degete. Da, ok, suntem iar în modul de imitare. Ridic un deget, apoi ridic două, apoi din nou doar unul și în cele din urmă trei. Rocky repetă secvența așa cum am sperat să o facă. Acum pun panoul de aluminiu între mâna mea și Rocky. În spatele panoului ridic două degete, apoi unul, apoi trei, apoi cinci. Rocky ridică două degete, apoi unul, apoi toate trei. Se ajută de o a doua mână, din care mai ridică două degete pentru un total de cinci. Wow, exclam! O foaie de aluminiu de o șaisprezecime de inci oprește cam toată lumina. Unele frecvențe absurde în alte pot să o străbată, dar frecvențele acelea ar trece și prin mine. Așa că ochii nu mi-ar vedea mâinile, dar sunetul trece prin metal bine mersi. Asta e dovada. Nu folosește lumina ca să perceapă ce se întâmplă înseamnă că folosește sunetul. Pentru rochii, placa asta de aluminiu e ca o fereastră din sticlă. Poate că strică nițel imaginea, dar nu cu mult. La naiba, probabil că știe cum arată camera de comandă a lui Hail Mary. De ce nu? Carcasa e doar făcută din mai mult aluminiu. M-a văzut în spațiu? În spațiu nu există aer. Deci nici sunete. Stai, nu, Asta e o întrebare, tembelă. Nu e un om al cavernelor care hoinărește prin spațiu. E un călător interstelar avansat. Are tehnologie. Probabil că are camere și radare și alte chestii care traduc datele în ceva ce poate să înțeleagă. Nici o diferență față de petrovascopul meu. Eu nu pot să văd lumina în infraroșu, dar aparatul poate și apoi mi-o arată pe un monitor cu frecvențele de lumină pe care le pot vedea. Camera de comandă de pe semnal A trebuie să aibă niște afișaje gen braille care arată trăznet. Mă rog, sunt sigur că e mult mai avansată de atâta. Wow! Mă holbez la el. Omenirea a petrecut mii de ani privind în sus spre stele și întrebându-se ce se află acolo. Voi n-ați văzut niciodată stelele, dar tot ați reușit să călătoriți în spațiu. Ce inși uimitor trebuie să fiți voi, eridienii niște genii ale științei. Nodul ruletei se slăbește, banda se strânge la loc cu viteză și îl pleznește pe rochii peste mână. Acesta scutură un moment din mâna îndurerată, apoi continuă să-și facă de lucru cu ruleta. Da, e clar că ești un om de știință. Toată lumea în picioare, spune aprodul. Începe ședința Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Vest al Washingtonului prezidează onorabila judecătoare Meredith Spencer. Întreaga sală de judecată s-a ridicat în timp ce judecătoarea s-a așezat. Luați loc, a spus aprodul înmânândui i judecătoarei un dosar. Onorată instanță, cazul de astăzi este Alianța pentru Proprietatea Intelectuală versus proiectul Hail Mary. Judecătoarea a încuvințat. Partea vătămată sunteți pregătiți pentru proces? La masa reclamantului se afla o grămădeală de bărbați și femei bine îmbrăcate. Cel mai în vârstă dintre ei, un bărbat de vreo 60 de ani, s-a ridicat ca să răspundă. Suntem onorată instanță. Apărarea. Sunteți pregătiți pentru proces? Stret se afla singură la masa apărării, tastând într-una pe tabletă. Judecătoarea și-a adresat glasul. Apărarea? Stret a terminat de tastat și s-a ridicat. Sunt pregătită. Judecătoarea Spencer a făcut un semn spre masa lui Stret. Doamna avocat, unde vă este restul echipei? Sunt doar eu și nu sunt avocat, sunt acuzata. Doamna Stret, și-a scos judecătoarea Spencer ochelarii și s-a holbat la ea. Acuzatorul în acest caz este un consorțiu interguvernamental de oameni de știință destul de cunoscut. Condus de mine, a spus Stret solicit respingerea acuzațiilor. Nu puteți să formulați încă solicitări, doamnă Stret, a spus Spencer. Spuneți-mi doar dacă sunteți pregătită să continuăm. Sunt pregătită. În regulă. Reclamant, puteți începe pledoaria de deschidere. Bărbatul s-a ridicat. Onorată curte, doamnelor și domnilor din juriu, Numele meu este Teodor Cantor, avocat în această acțiune pentru Alianța pentru Proprietatea Intelectuală. În timpul acestui proces vom arăta că proiectul Hail Mary și-a depășit autoritatea în materia achizițiilor și a licențelor de date digitale. Au în posesia lor o rețea gigantică SSD pe care au copiat literam toate software-urile care au fost licențiate vreodată, precum și toate cărțile și operele literare care au fost vreodată disponibile în vreun format digital. Toate astea, fără niciun fel de plată sau de licență către deținătorii reale ai drepturilor de autor sau către proprietarii drepturilor intelectuale. În plus, multe dintre proiectele lor tehnologice încalcă patente deținute de. Onorată instanță l-a întrerupt stret. Acum pot să formulez solicitarea? Tehnic, da, a răspuns judecătoarea, dar e neobiș. Solicit respingerea. Onorată instanță, a protestat Canton. În baza cărui temei doamnă streta a întrebat judecătoarea. că n-am timp de rahaturile astea, a răspuns ea. Construim o navă spațială ca să ne salvăm specia la propriu. Și avem foarte puțin timp la dispoziție ca să o facem. O să aibă trei astronauți, doar trei, care vor face experimente la care acum nici nu ne putem gândi. Este nevoie să fie pregătiți pentru orice fel de direcție de studiu pe care o consideră necesară. Deci le oferim totul. Colecția de cunoștințe a omenirii, împreună cu tot software-ul. O parte dintre ele sunt stupide. Probabil că nu o să aibă nevoie de Sweeper pentru Windows 3.1 și nici de o versiune completă a dicționarului sanscrit englez, dar o să le aibă la dispoziția lor. Canton a scuturat din cap. Onorată instanță, clienții mei nu contestă natura nobilă a proiectului Hail Mary. Plângerea este pentru folosirea ilegală a materialului protejat prin drepturi de autor și a mecanismelor patentate. Streta scutura din cap. Ar fi nevoie de o cantitate ridicolă de timp și de energie ca să rezolvăm acordurile de licențiere cu toate companiile. Așa că nu o facem. Vă asigur, doamnă Stret, că o să vă supuneți legii, a spus judecătoarea. Numai când doresc eu, a ridicat Stret o foaie de hârtie. Conform acestui tratat internațional, eu personal sunt imună față de orice urmărire penală pentru orice încălcare a legii oriunde pe pământ. Senatul Statelor Unite a ratificat acest tratat acum două luni. A ridicat o a doua foaie de hârtie. Și pentru a eficientiza situații ca aceasta, am și o garantare preventivă din partea președintelui Statelor Unite pentru oricare și toate încălcările de lege de care sunt acuzate în cadrul jurisdicțiilor din Statele Unite. Aprodul a luat hârtiile și le-a înmânat judecătoarei. Asta este exact ce ați spus că este. Sunt aici numai din politețe, a spus Stret. Nu eram obligată nici măcar să vin dar din moment ce industria software-ului trolii patentelor și toți ceilalți care au legătură cu proprietatea intelectuală s-au înhăitat într-un singur proces, m-am gândit că este mai rapid să înnăbuși în fașă totul deodată. Și-a luat rucsacul și a pus tableta înăuntru. Mă duc să-mi văd de treabă. Stați așa, doamnă Stret, a spus judecătoarea Spencer. Acesta este totuși un tribunal și veți rămâne aici pe durata acestui proces. Nu, nu voi rămâne, a spus Stret. Aprodul a făcut un pas înainte. Doamnă, dacă nu vă conformați, o să fiu nevoit să vă rețin. Dumneata și care armată a întrebat stret? Cinci bărbați în uniforme militare au intrat în sala de judecată și s-au postat în jurul ei. Pentru că eu am armata Statelor Unite alături de mine, a replicat ea. Și eu armată dată naibii. Frunzăresc prin software-ul pe care l-am la dispoziție în timp ce dintr-o tortila cu un de arahide. Știu că nu sună gustos, dar este. Am descoperit cum să mă țin cu picioarele de scaunul de laborator ca să nu plutesc în timp ce folosesc laptopul. Se pare că am o mulțime de laptopuri. Deocamdată am găsit cel puțin șase în zona de stocare. Și sunt toate conectate la o rețea Wi-Fi disponibilă în toată nava. Ce comod! Dacă mă ajută memoria, ar trebui să am cam tot software-ul ascuns undeva pe aici, prin navă. Șmecheria este să-l găsesc pe cel de care am nevoie. Nici măcar nu știu cum este denumit. Din fericire, una dintre cărțile din biblioteca digitală este o listă a aplicațiilor software. Așa că asta mă ajută. În cele din urmă găsesc ceva care va funcționa. Analizator spectral de la Timpanum Labs. În biblioteca mea se află tot felul de pachete de software care analizează forme de unde. Acesta are cele mai bune evaluări conform unei reviste de calculatoare din 2017 care a trecut în revista analizatoarele spectrale. Instalez software-ul pe unul dintre laptopuri. Este destul de simplu de utilizat și are o groază de caracteristici. Dar cea de care sunt cel mai interesat este transformata Fourier. Este instrumentul cel mai simplu de analiza undelor solare și fără îndoială cel mai important. Sunt foarte multe calcule complicate în spate, dar rezultatul final este acesta. Dacă treci o undă sonoră printr-o transformată furier, o să-ți ofere o lista notelor individuale redate în același timp. Deci, dacă aș cânta un acord în do major și aș lăsa aplicația să înregistreze, aceasta mi-ar spune că există un do, un mi și un sol. Este incredibil de utilă. Ajunge cu pantomima. Este timpul să învățe ridianeza. Da, tocmai am inventat acest cuvânt. Nu, nu mă simt prost în legătură cu asta. O să fac o mulțime de lucruri pentru prima dată în istoria omenirii aici, afară, și există o mulțime de chestii care au nevoie de nume. Bucurați-vă că nu le dau numele meu. Pornesc Microsoft Excel pe un alt laptop și lipesc cele două laptopuri spate-în spate cu banda adezivă. Da, aș fi putut să rulez ambele aplicații pe un singur laptop, dar nu vreau să trec de la una la alta. Zbor prin navă în sus și înapoi în tunel. Rocky nu e aici. Hmm. Rocky nu poate să-și petreacă toată ziua așteptându-mă, dar de ce n-au pe cineva în tunel tot timpul? Dacă colegii mei de echipaj ar fi fost prin preajmă, cu siguranță am fi făcut cu schimbul sau ceva similar. La naiba. Iluhina ar fi campat aici, probabil non-stop, și ar fi plecat numai când ar fi fost nevoită să doarmă. Și dacă au inși diferiți în tunel, de unde știu că Rochi e o singură persoană? Nu-i deosebesc pe eridieni. Poate că am vorbit cu șase persoane diferite. Ăsta e un gând neliniștitor. Nu, n-a fost așa. Sunt destul de sigur că Rochi e doar Rochi. Liniile de pe carapacea lui și proeminențele bolovănoase de pe mâinile lui sunt unice. Mi-aduc aminte că pe unul dintre degete are o neregularitate neașteptată. Da, e același tip. Dacă v-ați uita la o piatră ore la rând și cineva ar înlocui o cu una foarte asemănătoare, dar ușor diferită, v-ați da seama. În regulă. Deci unde se află restul echipajului eu sunt singur pentru că nu a supraviețuit niciunul dintre colegii mei de echipaj. Dar eridienii au o tehnologie mai bună în privința spațiului. Navă mai mare material al carcasei e aproape indestructibil. Trebuie să existe un echipaj. A, pun pariu că rochi este capitanul. Se expune riscului vorbind cu extraterestrul înspăimântător. Tot restul lumii rămâne pe navă. Așa ar face capitanul Kirk. Așadar, de ce nu și capitanul Rocky? În orice caz am chestii interesante de făcut și sunt nerăbdător. Alo, Rocky, țip! Vin o încoace! Trag cu urechea după zgomote provocate de mișcare. Haide, omule! Toată alimentarea ta senzorială se bazează pe sunet. Pun pariu că poți să auzi de la o milă un ac în cădere. Știi că te chem. Mută-ți orice-ți servește drept fund. Vreau să vorbim. Aștept și aștept, dar nici urmă de ochii. Presupun că reprezintă o prioritate destul de ridicată pentru el. Așa că, indiferent ce face, este probabil ceva cu adevărat important. În fond are o navă întreagă de condus. Probabil că are și el nevoie să mănânce și să doarmă. Mă rog, în orice caz, trebuie să mănânce. Toate organismele biologice trebuie să obțină cumva energie. Nu știu dacă eridienii dorm. Acum că mă gândesc, poate că dormitul nu e o idee chiar așa de rea. În ultimele 48 de ore am avut parte doar de un pui de somn de două ore. Ceasul lui Rochi este încă acolo, îndesat între o bară din grilaj și peretele despărțitor. Tică e normal. Este interesant că acest ceas are doar cinci cifre. După calculul meu ajunge înapoi la cinci, la fiecare cinci ore sau cam așa ceva. Poate că asta e durata unei zile eridiene? Să facem speculații mai târziu. Prioritatea este somnul. Pregătesc o foaie de calcul în Excelul din laptopul meu ca să convertească timpul lui Rocky în al meu și viceversa. Vreau să dorm 8 ore. Introduc ora curentă din ceasul lui Rocky și pun foaia de calcul să-mi spună ce o să arate ceasul acela peste 8 ore. Răspunsul este L Lenda plus WW Lenda. Mă grăbesc înapoi în laborator ca să iau câteva spatule de lemn și banda adezivă. Rochi nu vede cerneala așa că trebuie să improvizez. Lipesc bețele de peretele separator pentru ca Rocky să știe când revin. Lenda plus WW Lenda din fericire, simbolurile sunt făcute în cea mai mare parte din linii drepte, așa că micul meu proiect artizanal ar trebui să-i fie suficient pentru ca el să-l citească. În mod interesant, ora mea de întoarcere are șase cifre, cu o cifră mai mult decât arată ceasul lui Rocky, dar sunt sigur că o să înțeleagă. Dacă Rocky ar fi spus mă întorc la ora 37, sunt sigur că aș fi înțeles la ce se referă. Înainte să merg la culcare, culeg o minicameră de luat vederi din camera de vida a laboratorului. Este doar o cameră mică, fără fir, conectată la un LED portabil atașat ei. Lipesc sus în tunel camera ațintită spre peretele despărțitor. Aduc afișajul cu mine în dormitor. Așa. Acum am instalat în tunel un monitor pentru bebeluși. Nu există transmisiune audio. Camera este pentru urmărirea experimentelor, nu pentru discuții între indivizi. Dar este suficient. În despăturile și cearșafurile de pe pat, de jur împrejurul saltelei ovale. Mă strecor între ele. Așa nu o să plutesc prin somn. Marile mele planuri de comunicare cu rochii vor trebui să aștepte. Sunt nițel frustrat, dar nu pentru multă vreme. Cad lat aproape imediat.